Bine v-am găsit! Astăzi aș dori să punctez câteva lucruri legate de cele mai proaste sau ineficiente modele, tipuri de post intermitent. Pentru că observ că există diverse interpretări și că se practică la un fel de post intermitent la liber, cu sentimentul că ar fi varianta corectă de post intermitent, sau poate să prezint aceste lucruri legate de modelele de post intermitent pentru cei care sunt la început de o astfel de activitate. Încep prin a spune că obiectivul principal în postul intermitent, în primul rând a nu mânca între mese, dar a mânca totuși pe baza unui plan, este, acest obiectiv este să avem totuși niște, să obținem niște beneficii, fără să experimentăm, știu eu, efectele negative ale postului intermitent, există și așa ceva, cum ar fi pierdere musculară, deficiențe nutriționale sau chiar simpla indispoziție. Deci mă voi referi la două modele ineficiente, zic eu, zic o mulțime de experți, și voi începe cu, deci, cel mai prost model de post intermitent, este așa numita dietă 5-2, sau dietă rapidă numită, fast diet. 5-2 înseamnă că 5 zile mănânci ce vrei tu, adică nu schimbi nimic, mănânci alimentele tale obișnuite, nu intervii în alimentație, deci nu ai un anumit plan de a mânca sau plan de ore sau ferestre de mânca, deci primele 5 zile ale săptămânii să ne imaginăm. Și 5-2, deci următoarele două zile, ultimile două zile din săptămână, îți propui post intermitent. În aceste două zile, practic, încerci să mănânci mai puțin, fie alegi o versiune de restricționare calorică, fie chiar ai un fel de plan de mâncat, dar este doar pentru aceste două zile. În acest model este considerat ineficient, pentru că nu poate fi vorba de un post intermitent adevărat, 5 zile cu orice și următoarele două zile brusc, cu mai puține calorii sau cu mai puțină mâncare sau chiar cu un fel de plan de a mânca. Este posibil chiar în două zile să ai un mic beneficiu dacă mănânci alimente keto, însă există o mare problemă aici legat de acest model, și anume faptul că durează cel puțin 3-7 zile să te îndrepți către cetoză. Nici nu poți să spui că intri în cetoză în ziua 2. Nu există așa ceva. Adică această schimbare a metabolismului, să treci de la arderea de glucoză la arderea de grăsimi, nu poate avea loc într-o zi, două. Deci funcțional, organic, biologic, corpul nu te poate ajuta atât de rapid. Postul acesta intermitent, numit 5-2, deci pentru două zile doar, deci nu este suficient de lung pentru a stabili niște reguli de post intermitent, pentru a atinge cetoza, și oricum nu poate avea loc cetoza la o restricție calorică, fie că mănânci până, să spunem, până într-o 1000 de calorii în acele două zile. Plus, dacă practici și restricții calorice, ai și o permanentă stare de foame, ai pofte necontrolate, în mod deosebit de făinoase, de zahăr, de, știu, ceva crocant. Deci e posibil ca în acele două zile să pierzi puțină apă, să pierzi, să spunem, o jumătate, să slăbești o jumătate de kilogram și să crezi că
Iată ce bine lucrează postul intermitent, doar în 2 zile, dar este totul foarte aparent. Deci dieta 5 cu 2 nu poate fi numită post intermitent, nu poate fi numită nici keto, nici vorbă de autofagie activă, accelerată. Este un model ineficient de aparent post intermitent, în care practic nu atingi niciun beneficiu real al postului intermitent. Al doilea model la care vreau să mă refer este așa numitul post intermitent alternativ. Adică mănânci ce vrei tu o zi, iar a doua zi ții post, fără să ai, știu eu, neapărat un plan bine structurat sau chiar dacă l-ai, vorbim doar de o zi. Poți să ai în continuare, știu eu, în ziua respectivă o restricție calorică, dar oricum tu continui să faci acest post o zi, da, o zi, ba. Deci nu poți să atingi nici în această situație, mai rău ca în primul model, niciun stadiu de cetoză. Nu este un plan durabil și nu poți experimenta niciun beneficiu real al postului intermitent. Deci cu aceste două modele, cu aceste exemple de 5 cu 2 și post alternativ o zi da, o zi ba, nu vei genera niciodată suficiente cetone încât să simți pe corpul tău că se întâmplă ceva. Prin comparație, aș vrea să mai punctez o dată și să subliniez cele mai bune modele de post intermitent, deși am mai vorbit despre acest aspect, dar poate în contextul ăsta devine mai relevant, și anume să respecti această regulă de care am vorbit, 18 cu 6, adică postești 18 ore, mănânci în fereastra de 6 ore, ai prima masă la ora 12, să spunem, a doua masă la 6, sau pentru chiar mai multe beneficii, poți alege varianta de 20 de ore cu 4, postești 20 de ore cu o fereastră de mâncat de 4 ore, prima masă la ora 2, iar a doua masă tot la 6. Sigur, pot varia cu o oră în plus, în minus, în funcție de programul fiecăruia, de cum se simte fiecare. Deci, 18 ore ai de la ora 6 până la ora 12 a doua zi, cu tot cu somn, 20 de ore ai tot de la ora 6 până la ora 2 a doua zi, cu tot cu somn. Acest fapt înseamnă o post intermitent cu fereastră de mâncat și practicat cel puțin o lună cu bună adaptare și tranziție bună către cetoză. Și abia după această lună ai putea să încerci să experimentezi o singură masă pe zi, poate o dată pe lună, prima lună, apoi de 2 ori pe lună, următoarea lună, one meal a day, OMAD, cu condiția să mănânci alimente foarte nutritive, dense, hrănitoare, mai ales dacă ai peste 50 de ani. Deci acest OMAD, această singură masă pe zi, este ca un test după 50 de ani pentru organismul tău. Vei vedea cum faci față, dacă ai niște deficiențe nutriționale de care nici nu știai. Deci vei testa prin OMAD reacția clară a organismului. Deci, beneficiile vizibile de post intermitent în varianta 18 cu 6, 20 cu 4 și o singură masă pe zi OMAD, pe termen lung, deci nu 2 zile, nu o zi, nu alternativ, nu altfel, vor viza aceste beneficii și acest lucru urmărim noi, prin post intermitent, să crească hormonul de creștere, hormonul prin excelență,
hormona anti-îmbătrânire, să accelereze autofagia, care îți permite accesul la reciclarea proteinelor vechi și deteriorate și îți permite ca în timp să lucrezi la durata ta de viață, pur și simplu să te ajut să trăiești mai mult și mai bine și te ajută de asemenea să reduci inflamația în mod deosebit în boli autoimune, în boli inflamatorii, te ajută să slăbești cu rezultate vizibile, musculare și calitatea pielii pe corpul tău, dar foarte măsurabil, aș putea spune, ai aceste beneficii cognitive, de aceea și pomenesc de dincolo de 50 de ani, de ai beneficii mai bune de concentrare, de memorie, de dispoziție zilnică. Deci urmând modelul 5-2, considerat ineficient, dieta rapidă sau postul alternativ, nu vei putea niciodată atinge aceste beneficii într-o singură zi de post, chiar dacă le repeți, dar le tai prin alternanța cu cele 5 zile în varianta 5-2 sau în alternanța o zi mănânci normal, o zi post. Deci ce acumulezi, să zic, un mic beneficiu, îl distrugi în următoarea perioadă când intri în normalul, așa zisul, normalul fiecăruia. Deci dacă vrem să experimentăm un tip corect de post intermitent, nu schimbăm regulile jocului, urmăm acest model de succes de post intermitent care este bine testat, analizat, studiat cu o mulțime de publicații, cu reguli și beneficii extrem de simple, pe care chiar le-aș rezuma și aș încheia așa: nu ți-e foame, nu ai pofte și ești foarte bine dispus. Mulțumesc, la revedere!